totul se petrece foarte rapid și cu posibilități de descoperire foarte reduse. Revenind la partea complexă a domeniului judiciar, trebuie să spunem că în anul 2009 am lucrat și aici mai bine pe cauzele complexe. Am avut 4 cauze în care doar numărul persoanelor impresionant nu este doar numărul persoanelor, numărul faptelor comise. Am avut un prim caz cu 8 persoane, 20 de acte de sustragere, de la furturi de locuințe, societăți comerciale și case de bani, prejudiciu 2 miliarde, cercetați în stare de arest 5 autori. Alt caz cu 11 persoane, 14 acte materiale, acele furturi de tehnică, de IT. Știți, era o modă, dumneavoastră a scris, ați aflat pe alte surse, mă refer la furtul de ultimul, de la, unul din penultimul de la spital, s-a furat un număr de 20 de calculatoare, de aia ați cunoscut acel caz. Noi eram în instrumentarea lui și după doar o săptămână chiar am prins în flagrant. Și aici prejudiciul a fost de 1,50 miliarde, 14 furturi și aici. Alt grup de 5 persoane, 31 de acte materiale de sustragere. Un prejudiciu la fel de peste 2 miliarde de lei. Cercetați, în primul caz, cercetați în stare de la 5 autori, în al doilea 4 autori, în ăsta, în penultimul 2 autori, iar ultimul din zona Becleanului, din zona Reteagului, mai exact să fim mai exact, dintr-o dintre comunitate, 45 de acte materiale de sustragere. Arestați 5 autori. Aici trebuie să vă spun, în ultimul caz, acțiunea, activitatea infracțională s-a comis pe raza momentului județe, iar lăudabil este, în cazul furtului de tehnică IT, este că am recuperat peste 90% din prejudiciu. Știți că odată spuneam că de ce nu suntem iubiți, pentru că neapărat, pentru că dăm amenzi, pentru că dacă avem o infracțiune de furt, găsim autorii doar în 60% din cazuri, iar dacă reușim să găsim autorii, nu recuperăm prejudiciu, decât foarte puțin. Și atunci vedem că nici cei pe care prindem n-au motiv să ne iubească, nici părțile vătămate n-au niciun motiv, pentru că în 40% nu găsim autorii, iar în era de 60% nu ne recuperăm de fiecare dată toate bunurile, uitând că neglijența sau mare parte din prejudiciul li se datorează și proprii dumnealor acțiuni. De aceea, acțiunile preventive au fost în 2009 și vor rămâne și în 2010 un refer pe la care noi ne vom raporta tot timpul. O referire și la școli. După cum vedeți, am redus și aici statistica ne spune asta. Am redus criminalitatea cu 42% față de perioada similară din anul 2008. Vedeți și prezența noastră la afluirea, defluirea elevilor la școală. Cred că cei mai importanți pentru noi toți sunt copii, care majoritatea avem, cel puțin majoritatea polițiștilor avem. Asta am spus în bilanț și mi-a rămas acest aspect. Este important să le asigurăm măcar la mediul școlar un loc propice educație. Practic, fiind un loc unde se face educație, orice comitere a unei infracțiuni arată oarecare scăpare de sub control a acestui mediu. La regimul armelor explozivilor, substanțelor periculoase, aici am crescut mult pe fondul cinegetic. Remarc, și puteți să remarcați, noi am avut anul în 2004, infracțiuni în 2009, 24, parcă suntem la nivelul cinegetic al județului cu acest număr de infracțiuni care va trebui în continuare să crească, pentru că și protecția mediului și al vânatului este important pentru noi. Infracționata silvică este în scădere, în general în România și la noi, mediul de afaceri a impus acest lucru, practic fiind un an în care primăriile, nu fac alte remarci, primăriile au fost foarte active în a da cetățenilor, în a distribui legal cote de materiale nostru de proprietate,
tentația a fost mai redusă și așa explic scăderea fenomenului sictic. Angajarea în poliție este o măsură de excepție. Regula este școlarizarea prin sistemul de învățământ propriu și repartizarea către inspectorate. La sfârșitul anului trecut am avut 13 repartizări ale unor cadre, unor agenți. Dar 13 în ce sens? Pentru că noi am scos 13 locuri că avem acest deficit pentru că 13 erau din Bistrița. Dar datorită repartiției pe baza mediilor, ne-au venit 7 din Bistrița și 6 din alte județe. În funcție de medie. Și aici nu se poate face altfel. Asta nu înseamnă că noi acum avem în curs de școlarizare alți aproape 50 de agenți care sunt originari din Bistrița. Asta nu înseamnă că toți, dacă nu învață, ajung în Bistrița. Orice persoană, orice cetățean din al județului Bistrița-Năsăud, desigur, este nemulțumit cu privire la activitatea poliției. Dacă știți, în cazul unui omor, familia, totdeauna, dacă noi nu-l găsim într-o lună, dacă nu-l găsim